Bună ziua, Sophie! Ne auzim? Adevărul e că de când n-am mai făcut cu tine, ca să spun așa, mă bucur foarte mult. Mi-au ieșit reflexele din uz, ca să spun așa. Pentru ziua de astăzi ți-am pregătit trei partide decise jucate ieri la turneul de la Uikanji, o localitate olandeză, turneul Tata Steel 2024. Este un turneu anual de o foarte mare importanță și care practic deschide, ca să spun așa, mișcarea șahistă în anul respectiv. Deci practic fiecare an șahist începe cu acest turneu de la Uikanji, Tata Steel, așa se cheamă acest turneu, care se desfășoară încă o dată an de an. El are două secțiuni, o secțiune de mari maestri și o secțiune challenger, adică secțiunea de challenger este o secțiune de jucători mai slab cotați decât cei din secțiunea Masters, dar dacă reușești să câștigi acea secțiune de challenger, anul viitor vei juca la secțiunea de Masters. În ziua de ieri au fost 4 partide decise, foarte neobișnuit pentru un concurs de o asemenea forță, și toate au fost decise în favoarea negrului. Deci eu ți-am pregătit 3 partide din aceste 4, pentru că și a patra este foarte interesantă, a fost jucată între singura jucătoare de gen feminin de la acest concurs, de la secțiunea Master, o chinezoaică, Zhu Wenji, și Girianish. Dar o partidă foarte lungă, decisă de către Girianish într-un final de turnuri. Am să încep cu partida aceasta jucată între Max Varmerdam la alb și Ian Nepomniachtchi la negru. Încă ceva înainte de a ne uita propriu-zis la partida aceasta. Este primul turneu la care participă și actualul campion mondial. De Sophie, după ce a câștigat campionatul mondial la sfârșitul anului 2022 Ding Liren în fața lui Ian Nepomniachtchi, practic Ding Liren și-a luat o pauză. Efectiv, eu nu am mai auzit ca el, ca și jucător de șah, să mai participe la vreun concurs în afară de concursuri din țara lui, în China, cu jucători mai slab cotați. Practic, acest turneu de la Tata Steel este primul concurs serios la care Ding Liren participă. Nu avem partidă cu el astăzi, pentru că el a făcut remiză în ieri, în prima rundă, și încă o dată am zis să-ți pregătesc niște partide decise. Deci, încă o dată, alb Max Varmerdam, negru Ian Nepomniachtchi. Max Varmerdam, acesta este un jucător tot olandez.
De fapt, e posibil ca într-un fel să-l înlocuiască pe Magnus Carlsen, zic eu. Magnus Carlsen lipsește de la acest concurs și în afară de el mai lipsește, de exemplu, și Hikaru Nakamura, dintre jucătorii foarte puternici. În primul rând, vreau un da de la tine dacă pot porni partida aceasta, pentru că avem 3 partide și s-au dus 6 minute din oră. Ok. Deci, pionul de la D2 la D4, cal F6, C4, E6, cal F3. Cal F3 este o mutare preferată de către alb, dacă acesta, adică dacă albul nu dorește să joace Nimzovici, apărarea Nimzovici. Deci dacă joci aici cal C3 cu intenția de a pune lăbuța pe centru cu pionii, încercând să joace C4, cea mai populară continuare pentru negru este nebun B4, care duce la apărarea Nimzovici. Și de aceea cal F3 aici, dacă joci acum nebun B4, eu nu o să mai am acest cal, nu o să mai fiu obligat să-ți bag calul. La C3 o să joc, de exemplu, nebun D2 și deschiderea o va lua pe alte coordonate care sunt total diferite față de apărarea Nimzovici. De aceea ia Nepomniachi, care e locul 4, dacă nu chiar 3. Oricum este în fața campionului mondial Cascello. Are 2769. Partidele sunt de șah clasic. Deci și la ora actuală, când îți arăt aceste 3 partide, se joacă runda a doua, pe care o vom face mâine. Da? Deci Ian Nepomniachi optează aici pentru D5, care virează această deschidere spre gambitul damei. Cal C3, D5 pe C4, un fel de gambit al gambitul damei acceptat. Deci, efectiv, eu cu negru îți accept pionul pe care tu mi l-ai dat în plus, E2, E4, în schimbul acelui pion albul pune lăbuța pe centru cu așa zisul plug de zăpadă format din pionii D4 și E4 și amenință, de exemplu, dacă joci acum, să zicem, un nebun E7, după nebunea pe C4, toate sunt mai mult decât roz și frumos, toate sunt frumoase pentru alb, de aceea negru aici adoptă o variantă care eu, sincer, nici acum, la vârsta mea de om bătrân și trecut prin multe în ale șahului, mi-e greu de înțeles. Joacă B5. Pe ideea că dacă bați, îți voi bate și eu. Ce să zic, sau dar albul are la dispoziție aici continuarea E5 și după cal D5 acum își ia pionul înapoi. De ce am spus că e greu de înțeles această variantă de deschidere, care însă culmea este teoretică? Eu recunosc că nu mi-am bătut capul mult cu ea, doar uitându-mă la această partidă am priceput cât de cât ideea negrului, pentru că la o adică negru ce face? Ce a făcut până în acest moment? A luat pionul de la C4, da? Bătând D5 pe C4 și a dat pionul de pe coloana B cu B7, B5. Dar din punct de vedere al structurii de pioni,
Negru stă groasnic. Are trei insule de pioni față de doar două ale albului. Are și doi pioni dubli pe coloana C, un pion care stă să cadă, pionul de la C4. Deci, cel puțin la prima vedere, mie mi se părea o deschidere foarte, foarte îndoielnică. Până la această partidă, ca să spun așa. Deci, cal B6. Și în această partidă am înțeles eu, practic, ideea de bază a negrului. Da, am o structură mai proastă de pioni, datorită faptului că am doi pioni dubli și trei insule și toate astea, dar am un pion la C4 care, deși pare foarte, foarte vulnerabil, este un adevărat cui pentru piesele albe în dezvoltarea albului. Nebune 2, deci în loc, datorită pionului de la C4, nebunul acesta nu se poate dezvolta agresiv la D3. Da? Nu poți decât să te dezvolți la E2 și să faci rocadă. Cal C6, nebune 3, dezvoltare, nebune 7, cal C3. Nebun pe 7. Încă o dată observăm să fii cum acest pion de la C4 este, ca să spun așa, un fel de punte de joc pentru negru, care își bazează tot planul pe prezența acestui pion de la C4, care este dublu, este în teritoriul advers, pare foarte slăbit, dar este acolo. A3. După acest A3, cred că albul s-a temut de un plan al negrului bazat pe rocadă urmat de cal B4. După acest A3, însă pionul acesta de la C4 devine și mai invulnerabil, adică mai puternic, pentru că ia Nepomniachtchi și joacă imediat cal A5. Este foarte clar pentru alb în acest moment că pionul de la C4 va rămâne pentru mult timp acolo și va fi o problemă pentru alb. El fiind în acest moment apărat de ambii cai negri. Da, poziția cailor negri este ciudată. Din toate punctele de vedere față de ce v-am predat eu la clasă, nu este numai ciudată, este chiar proastă ca la 5 pe margine, dar și dovedește utilitatea. Damă C2, damă D7, tun D1, F5. O încercare de a bloca pur și simplu eventual orice fel de atac alb la o posibilă rocadă mică făcută de negru. Deci negru dorește să vadă dacă albul îi va bate acest pion en passant, că dacă nu bate va face rocadă. Deci dacă eu cu albul fac rocadă aici și eu cu negru fac rocadă aici, n-am probleme. Pionul de la F5 închide diagonala B1, H7 piese, închide această diagonală B1, H7 pentru piesele albe și nu prea se vede, ia și sub observație câmpul E4 pentru un eventual cal E4 și nu ai cum să faci vreun atac cu piesele albe la regele negru. De aceea Max Warmerdam, ce nume are, deci bate în pasant, deci nu face rocadă, bate în pasant. E5 a pe F6 și după G7 a pe F6 cal E4 Ian Nepomniachtchi se adaptează poziția apărute pe tablă
și după dama A4, dama B1 face rocadă mare. Pusă pe calculator, poziția asta este considerată ca fiind egală. În continuare, pionul de la C4 este acolo, apărat acum de 3 ori și de damă și de cei doi cai negri. Cal C5 bate, cal D5, rocadă mică, în sfârșit a făcut și albul rocadă mică, și turnul din D8 la G8. Deci, practic, asistăm la un joc de mijloc în care cei doi jucători au făcut rocade pe flancuri diferite, fiecare încercând să atace regele advers. Din acest punct de vedere, Ian Nepomniachtchi are deja o coloană semideschisă. Coloana G. Și pare mai favorizat de soartă, ca să spun așa. G3, H5, turn D4. Sophie, asta a fost greșeala decisivă a albului în această partidă, pentru că a jucat acest turn D4. O singură greșeală a fost suficientă pentru Ian Nepomniachtchi să încline balanța acestei partide în favoarea lui. Normal, aici calculatorul zice că trebuia să joace cal H4 cu joc de ambele părți, cu șanse de ambele părți. Și chiar pare foarte ciudat că acest turn de 4, care de fapt este o mutare, pot spune eu, foarte, foarte logică. Adică opresc H4, pentru că înainte de mutarea asta după H5, eu cu negru amenis H4, să-mi deschid și coloana H pentru turnul din H8. De exemplu, hai să fac o mutare de genul acesta, dama 2, H4, și coloana H va fi deschisă și pentru turnul din H8, pentru că n-ai cum să bați calul acela nefiind apărat de nimeni. Cu atât mai mult, pare foarte interesant și foarte logic, adică să joci turn de 4, plus că ai, ca să spun așa, și amenințarea nebunea pe C4. Deci hai să zicem că joc un turn G7 și după nebun C4, cal C4, să joc B3. Dar ziua de ieri a fost caracterizată prin multe astfel de partide în care mutarea evident a fost greșeală până la urmă. Deci, încă o dată, turn de 4 greșit, damă C6 și dintr-o dată se vede slăbiciunea diagonalei H1-A8. Turn H4, calia pe E3, feia pe E3, turn G4. Un turn G4 foarte puternic, această mutare, care amenință efectiv turnea pe H4. Tu nu prea poți să bați în partidă Max Warmerdam, Max, nu mai zic Max Warmerdam, a jucat damă C1, dar vreau să înțelegi, Sophie, bați, trebuie să fugi cu acest cal de aici, dar în momentul când fugi cu acest cal pentru a nu-l pierde, hai să zicem așa, te-ai deschis diagonala.
Șah, pac, pac, cade totul ca un castel de cărți. Deci acel turn negru nu poate fi atins. Și atunci am partid, a jucat dama C1, dar bate nepo. Și te întreb cu ce poți să bați, pentru că din nou în partid a bătut cu pionul. O necesitate foarte neplăcută, ca să spun așa, pentru alb. Deci nu poți să bați cu calul datorită din nou prezenței pe tablă a bateriei damă nebun, șah, și totul din nou se termină pentru alb. Deci a trebuit să bată cu pionul, păturică spartă, cal B3, intrare căluț cu tempo, damă C3, cal C5, damă F6, turn G8, șah, rege H1 și damă E4. Adevărul e că aici Sophie poziția este complet debalansată în favoarea negrului. Nici nu mi-aduc aminte, m-am uitat azi noapte, m-am uitat pe partidele astea, dacă nu cumva Max a cedat aici. Hai să ne uităm un pic. Am mai făcut două mutări. Da. Am mai făcut două mutări. Scuze. A jucat turn G1 și după turn de 8 albul cedează pentru că nu mai ai ce să joci. Efectiv nu mai ai ce să joci. Urmează damă ia pe 3, după care forța nebunului de la B7 intră în acțiune pe această diagonală. Poate să urmeze chiar și turn D2. Dar nu, turn D2 nu, că am damă F8. Dar încă o dată, damă ia pe E3, urmat de amenințare damă ia pe E2 sau altă amenințare cale 4 în locul damei. De aceea Max a cedat aici și pentru Ian Nepomniachtchi victoria aceasta a fost foarte și este foarte importantă. Ian Nepomniachtchi fiind jucătorul cu un psihic, ce puțin din punctul meu de vedere, m-am uitat la psihicul lui. Dacă Ian Nepomniachtchi pornește un concurs bine, cu victorie, va avea un concurs deosebit. Faptul că a pornit cu victorie și n-a pornit cu remiză sau cu înfrângere, da, ne arată nouă că Ian este în formă și capabil de rezultate foarte bune la acest Tata Steel 2024. A doua partidă la care ne uităm este Jordan Van Forest cu Alireza Firuja. Doi mari maestri din generația nouă. Alireza Firuja a obținut, ca să spun așa, in extremis, calificarea la turneul candidaților. Al 8-lea loc disponibil la turneu a fost obținut de Alireza Firuja, al 8-lea și ultimul loc a fost obținut la sfârșitul anului trecut datorită unui concurs la care a participat la Ruen. Chiar am o partidă să-ți arăt eventual împotriva lui Gata Kamski. A fost ultima lui șansă ca și jucător să obțină calificarea.
pentru că al optelea loc se dădea funcție de elo, adică jucătorul cu cel mai mare elo la începutul anului 2024. Sophie, până aproape de sfârșitul anului, pentru acel al optelea loc, era abonat, ca să spun așa, Wesley So, care era pe locul 8 din punctul de vedere al Elo. Nu vorbesc de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen într-adevăr avea cel mai mare Elo, dar Magnus Carlsen, datorită faptului că a refuzat și refuză în continuare să joace pentru titlul mondial, el oricum cedând titlul mondial fără niciun fel de luptă, îl scotea din calcule. Și al optelea era Wesley So. Pentru a-l depăși ca Elo pe Wesley So, Alireza Firuja trebuia să joace la Ruen, la acel turneu de sfârșit de an. De aceea Alireza Firuja a și lipsit la campionatele mondiale de blitz și șah rapid, care s-au desfășurat în același timp cu turneul de la Ruen, numai și numai pentru a încerca să obțină un elo mai mare decât Wesley So. Și a reușit. Bravo lui, felicitări lui, pentru că practic a reușit să se califice la turneul candidaților pentru a doua oară la rând. Un jucător care am impresia că în continuare n-are 20 de ani. Jucător de origine iraniană, care însă a emigrat în Franța. Reprezintă Franța. Jordan Van Forest este un jucător olandez. De fapt, la acest concurs sunt 3 jucători olandezi. Max Warmerdar, la care îl văzurăm în prima partidă, Max Warmerdam, așa, Jordan Van Forest și Anish Giri. Evident că sunt, ca să spun așa, gazda acestui concurs, de aceea cred că l-o fi permis să aibă trei jucători. Bun, deci și partida asta, Sophie, este de o simplitate deosebită. Când te uiți până la un moment dat, zici că pur și simplu vezi într-adevăr o partidă între doi mari maestri de top, așa cum și sunt, dar care au chef să facă doar remiză, n-au chef să își asume niciun fel de riscuri și sunt hotărât să facă remiză. Până când unul dintre ei greșește grav, mai precis Jordan Van Forest. Hai să ne uităm la partida asta ca să vedem ce înseamnă o singură greșeală la acest nivel, care poate fi taxată foarte, foarte puternic de către adversarul din fața ta. Deci E4, E6. Francez, D4, D5. Cal C3, cal F6. Nebun G5. D5 pe E4, calea pe E4. Nebune, 7. Jordan Van Forest începe schimburi. Calea pe F6. Nebunea pe F6, nebunea pe F6, damăia pe F6, cal F3. Sophie, din punctul meu de vedere, varianta asta de franceză este o secătură. Adică albul are un avantaj simbolic datorat faptului că într-adevăr are un nebun bun, mai bun ăsta decât ăsta, care are într-adevăr pe moment
diagonală închisă datorită pionului 6. Dar lucrul acesta se rezolvă foarte ușor de către negru, fără niciun fel de bătaie de cap. Deci poziția pusă pe calculator zice calculatorul așa, egalitate. Ce mi-arăți o astfel de secătură? Roca de mic, damă de 3, nebun de 7, damă e 3, calce 6, roca de mare, turnul din feopla de 8, ce 3, cale 7, dame e 5, hai să schimbăm damele, să facem remiză, că suntem în prima rundă, n-are rost să ne omorâm. Nebuna 4, turne 1, damă g6, b3, nebune 8, damă g5. Îți mai propun o dată, facem schimb de dame și plecăm acasă. Cal de 5. Alireza zice, bine, hai, dar schimbă tu. Și evident că Jordan Van Forest, având într-un fel și respect destul de mare, zic eu, față de Alireza Firuja, deși Alireza Firuja este mai tânăr decât el cu N ani, încă o dată, nu cred că are 20 de ani Alireza, dama ia pe G6, H ia pe G6, rege B2, turnul din A8 la C8, nebun C4, C5, D4 ia pe C5, turn ia pe C5, turn E5. Poziția asta pusă pe calculator, remiză chioară. B5, nebun ia pe D5, turn ia pe D5, turn ia pe D5, turn ia pe D5, remiză chioară. C4. B5 ia pe C4, B3 ia pe C4, turn F5. Turn D1. Rege pe 8, din nou pusă pe calculator, poziția asta este complet egală, turn D8. Mutarea asta este un pic aventuroasă. Normal trebuia să joci turn de 2 aici. Să-ți eliberezi calul acesta, care în acest moment, acest cal de la F3, într-un fel este legat, pentru că în spate albul are un pion neapărat. Deci turn de 2, calculatorul zice egalitate completă, fără nicio bătaie de cap. Și după turn de 8, calculatorul zice că este tot egalitate, dar albului trebuie mai multă precizie și mai multă muncă pentru obținerea remizei. Și Alireza încet, încet simte, ca să spun așa, momentul și începe să devină agresiv. E5 cu amenințare, E4, rege B3, E4, cal D2, pe ideea că bați la F2. Deci dacă bați la F2 acum după calea pe 4 și să zicem asta așa, pot să joc cal de 6. Mă rog. Alireza îi joacă prima dată rege E7, mutarea intermediară prin care se eliberează nebunul de la E8, de legătură, da? Turn A8 și nebun C6. Zici, păi bine, bine, dar ce faci? Că dai pionul din A7 și cu șah, da? Dar după turnea pe A7, rege de 6, turna 6, îi leagă nebunul încercând din nou să bată la E4, rege 7, turna 7, rege de 8. Și în acest moment, cu un pion în plus, albul are dificultăți. De ce?
pentru că are pionul F2 atacat și mai ales negru are acest pion de la E4. Rege C3, zbanc. Cal B3, E3. Cal D4. Din nou, asta este o greșeală. Așa. Jordan Van Forest trebuia să joace aici și rege D3. Și calculatorul zice așa, că după E2 se joace rege D2 și după nebung E2 se joace rege E1 și să aibă șansele de lui de remiză într-o poziție într-adevăr puțin cam ciudată, dar calculatorul așa zice. Deci turnea pe F2, cal B3, E3 și ca și în partida anterioară în care albul a greșit făcând o mutare foarte evidentă, și aici Jordan Van Forest greșește decisiv și face o greșeală prin care pierde partida, jucând însă o mutare evidentă, cal D4. Nu numai că îți împiedic E2, la care a jucat rege D2, da? Dar îți atac și nebunul din C6, pe care eventual ți-l iau cu șah. Urmează însă nebun E4, o mutare foarte, foarte puternică, și după C5, turn D2. Și Sofia aici pur și simplu Van Forest cedează acest final pe care nu îl poate susține cu absolut nimic. Practic aici, care este amenințarea negrului? Este clar turnea pe D4 urmat de E2, bye-bye, pion, și eventual pentru a încerca o supraviețuire ai fi forțat cu albul să joci turna 4. Într-adevăr, acum nu ar mai merge asta, pentru că ți-au cu șac și pe urmă ți-l iau și pe ăsta. Dar hai să zicem că joc turna 4, tot joc F5. Și sau pot să joc și turn D3 șah. Și după rege B2 să joc F5. Și calculatorul zice aici că ești complet câștigat cu negru. Deci, efectiv, regele ăsta trebuie să iasă de pe coloana D la C7 sau la C8 sau la E7. Eu cred că a jucat la C8. Și pe urmă să dau turnul pe cal. Și pe urmă să scot pionul în damă. Dar ce este mai important aici este că după turn de 2 Van Forest cedează efectiv partida, el fiind complet pierdut în acest final. Și acum să trecem la ultima partidă pe care ți-am pregătit-o pentru această seară. Partidă jucată între Alexander Donchenko la alb și Wei Yi la negru, un mare maestru chinez. De fapt, chinezii, deci încă o dată, chinezii au și o reprezentare foarte bună la acest Tata Steel. În primul rând îl au pe campionul mondial, pe Ding Liren. În al doilea rând îl au și pe acest mare maestru Wei Yi. Și în al treilea rând au o jucătoare chineză. Sincer, e prima dată când văd la turneu master de la Tata Steel o jucătoare de șah.
De obicei, în turneul master erau numai bărbați, dar ce denumire are Juven Jung? Stai un pic, Sofie, că mai avem puțin timp. Dăm voie să aflăm cum o cheamă pe jucătoarea aceasta chineză, Tata Steel 2024, Watch. Hai, loading-ule. Leneșule. Am impresia că e vorba de lenea internetului, nu a calculatorului. Da. Deci, hai să vedem cât... Deci, la alb este Alexandru Doncenco. Acest Alexandru Doncenco are un elo relativ mai mic, dar el este câștigătorul de anul trecut al celui de-al doilea turneu de Tata Steel, pentru că, încă o dată, ți-a spus, Sophie, are două porțiuni acest turneu, una de Challenger și una de Master. Ia să vedem, și-a revenit ăsta aici? Nu și-a revenit. Nu vrea să-și revină el. Lasă-l, că asta e. Și fiind câștigătorul Challengerului, a promovat, ca să spun așa, la Masters. Deci D4, KF6, C4, G6. Calfe 3. De obicei aici chiar este indicat la alb să joci calce 3, mai ales împotriva unui jucător căruia îi cunoști preferințele, pentru că Wei Yi este un mare maestru chinez care aproape în exclusivitate joacă aici Indiana Regiului. Deci trebuia să te aștepți ca la acest nebun G7 să joci E4 și să intri în Indiana Regiului, să te pregătești. Doncenco însă după nu joacă calce 3, joacă calfe 3. Iar marele maestru chinez joacă ce știe el mai bine, adică aceeași formațiune și mod de dezvoltare ca în Indiana Regiului. Nebun G7, E3, rocadă mică. Nebune 2, C5, deci mi-am făcut rocadă tip cazemată și încerc să subminez centrul de pioni. D5, E6, KC3, D6, rocadă mică, bate, nebun G4. Poziția este complet egală și într-un fel foarte bună pentru negru, care se poate declara mulțumit pentru rezultatul obținut. Cal D2, nebunea pe E2, dama ia pe E2, cal A6, E4, turne 8, cal C4. Și acum negru joacă agresiv B5. Pe ideea că dacă bați acest pion cu calul din C3, poți să-ți bați și ăla E4.
Acest cal de la C3 împreună cu dama de la E2 apără pionul de la E4 de două ori. Dar într-un fel îți dai seama aici că după B5 tu cu albul ești forțat să bați efectiv. Pentru că încă o dată orice retragere de cal în joc B4 și orice retragere de cal îți bat la E4. Deci, vrei, nu vrei, calea pe B5, calea pe E4, dama F3, dama D7, îți atac căluțul de la B5. Poziție destul de neobișnuită pentru mine, cel puțin. Albul are într-adevăr doi cai care par foarte impunători și care exercită o presiune mare asupra pionului înapoiat de la D6, dar eu cu negru am cel puțin pe moment una la mână asigurată apărarea acestui pion cu două piese negre, cu damă și cu cal, și al doilea la mână mi-am terminat și dezvoltarea, adică deschiderea. Între cele două turnuri ale mele nu mai există nicio piesă proprie. Dama de 7 este deci o mutare cu tempo care îți atacă aici calul de la B5. Ce nu prea îți vine să-l retragi înapoi. În primul rând nu prea ai unde. Unde să-l retragi? La C3 ți-l bat imediat și ți-a dispărut, ca să spun așa, slăbiciunea pionului din D6. Deci A4, cal B4. Odată cu A4, ce am învățat noi, Sofie, pionii sunt singurele piese care nu mai pot veni înapoi. Într-adevăr, visor cărui pion este să se transforme, dar întotdeauna când înaintează apar slăbiciuni în stânga, în dreapta și în spate. Practic, după A2, A4, pionul, câmpul B4 este un câmp avampost pentru calul din A6, care se instalează cu mare plăcere acolo, cal B4. Nebun F4 crește tensiunea și presiunea pe pionul din D6, pe care albul are acum 3 bătăi, cal C2. Să negru găsește această resursă de, pot spune eu, de anihilare a presiunii pe câmpul, pe pionul din D6, pentru că după cal C2 care atacă turnul din A1, turn D1, negru joacă aici cal D4. Și precis negru se gândea, și într-adevăr pare foarte logic, ca albul să bată calea pe D4, dar după CD4 din nou nu mai e decât două atacuri. Pionul din A4 este slăbit, pionul din D4, chit că este dublu, nu este slăbiciune, pentru că am un nebun de case moartă în spate. Însă furat de val aici, ca să spun așa, Donchenko bate cu turnul. Nici să mă împuști, n-aș fi făcut acest sacrificiu de calitate care nu merită. Adică nu ai compensație suficientă. Într-adevăr, mai câștigi un pion, dar un pion care era dublu. Deci CD4, cal D6, cal D6, cal D6, turn D8. Eu am un pion la D4 care mai are 3 pași la transformare, da, și tu la D5 ai un pional care mai are tot așa 3 pași, dar cum îl susi în înaintare? B3 G5, o mutare foarte frumoasă a negrului.
prin care el încearcă să submineze apărătorul calului din D6, ești forțat la nebun G3, F5. Un sacrificiu, ca să spun așa, de pion, pentru că marele maestru chinez consideră pe bună dreptate, după analiză foarte bună a acestei poziții, că finalul în care va intra este superior pentru el și are dreptate. Forțat bas cu dama, pentru că dacă bas cu calul, după turn F8 te-ai ridicat, ai pierdut calul din F5, încă o dată, deci bas cu dama, dar fac schimb de dame și după nebun F6, cal D6, H5, a venit H4, H3 din nou forțat, H4, nebun H2, nebun E7. Practic, ție cu albul spică pionul din D5, mie cu negru îmi rămâne pionul la D4. Cal B5, pe ideea bas la D5, joc cal C7 cu furculision, nebun C5, nu ne grăbim, D6, turn C8, nebun E5, D3, nebun F6, turn D7, nebunia pe G5, A6. După ce negru reușește să împingă acel cal alb în spate, totul se clarifică imediat. Cal C3, nebunia pe D6, cal E4, nebun E7, turn D1, nebunia pe G5, calea pe G5, D2, rege F1 și ultima mutare din partidă pe care Wei, adică marele maestru chinez, o face relativ repede, turn E7. O bombă care îi arată clar albului că este timpul să cedeze partida, pentru că nu merge asta. Mate. Și dacă nu merge captura pionului din D2 cu acest turn E7, eu ție ți-am oprit, albule, orice fel de incursiune și apropiere a regelui de pionul meu de la D2 și voi juca la mutarea următoare turn C1 cu câștig rapid. Bine, Sophie, sunt 7 minute, mai sunt 7 minute până la ora 6. Eu zic să ne oprim aici și să ne vedem, sper eu, în condiții la fel de bune mâine seară, cu runda a doua. Pa, pa, la revedere!